Bine ați venit din nou pe canalul meu, eu sunt Cosmin și în clipul de astăzi vreau să vă arăt cum să reglați corect debitul de ulei la drujbă, da? Multe utilaje au acum pompă cu debit reglabil, da? Și cele de firmă, dar și majoritatea celor chinezești. Pentru a regla debitul de ulei, da, pentru ungere trebuie să vă uitați de desubtul drujbei unde aveți acolo un semn cu un șurub, da? Și o săgeată care ne indică minim și maxim sau minus și plus. Da? Vedeți aici la drujba asta scrie minim și maxim. Da? La orice pompă reglabilă, da, avem trei poziții. Avem poziția 1 minim, poziția 2 maxim și poziția 3 de mijloc. Da? La reglarea debitului de ulei, da, depinde și ce lamă folosim. Dacă folosim combinație cu lamă mai scurtă, avem nevoie mai puțin ulei, da. Dacă folosim o combinație cu lamă mai lungă, adică maximum pe care îl poate duce motorul drujbei, atunci avem nevoie de un debit mai mare de ulei pentru lanț. Pentru a face reglajul debitului la pompă, da, trebuie să avem o șurubelniță lată sau cu cheia combinată, da? Nu mai avem nevoie de alte scule. Ca să faceți reglajul, vedeți aici există o gaură, da? Introducem șurubelnița lată și facem reglajul debitului. Dacă avem nevoie de un debit mai mare, da? Vedeți? Rotim șurubelnița spre maxim, adică deșurubăm șurubul cum ar veni, da? Dacă vedem că avem prea mult ulei și uleiul se prelinge pe dedesubt, da, prea mult, un debit prea mare, atunci strângem șurubul. Acest șurub de unde se reglează debitul pompei, da? Îl strângem, da? Și am micșorat debitul de ulei. Eu vă recomand să lăsați pompa undeva reglată la mijloc, da? Între minim și maxim să fie reglajul, acolo puteți folosi și o lamă mai mare și o lamă mai mică pentru drujbă. Ca să nu stricați pompa, dar foarte important este ce vă zic acum, motorul drujbei trebuie să fie oprit atunci când faceți reglajul debitului de ulei. Da, să țineți minte, da, acest lucru. Pentru că dacă faceți în timpul când drujba funcționează, riscați să aduceți daune pompei de ulei, da? Și cam asta a fost pentru acest clip de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc spor la muncă și numai bine!